Șefii Consiliului Județean Cluj au păreri diametral opuse despre calitatea drumurilor județene. În timp ce președintele Consiliului Județean Cluj, penelistul Alin Tise, trimite presei și postează pe Facebook zeci de comunicate cu noi asfaltări de drumuri județene, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vacar de la UDMR, critică starea deplorabilă în care se găsesc unele drumuri județene proaspăt reabilitate. Adjunctul din Consiliul Județean arată public cu degetul spre starea drumurilor din județ și spune că la reabilitarea acestora se folosesc materiale neconforme. Iată ce scrie pe Facebook Vacare Ișvan, care publică fotografii ale unui drum aflat într-o stare precară, fără însă a preciza unde anume au fost făcute pozele. Lucrare de aproximativ un an, reparații în garanție. Oare dacă aș pune și numele executantului s-ar interpreta ca reclamă negativă, ce altă explicație este decât proastă execuție sau materialele neconforme? E ok că este pe cheltuiala executantului, dar nervii șoferilor și blazonul județului cine le suportă. Acum câteva zile, în 2 noiembrie, șeful forului județean Cluj, Alintișe, bifa pe Facebook o nouă realizare marca CJ Cluj. S-au finalizat lucrările de asfaltare a tronsonului Vultureni, Șoimeni, Băbuțiu, Deușu, Chinteni situat pe drumul județean 109A. În vederea verificării conformității lucrărilor, respectiv a grosimii și consistenței stratului de asfalt, au fost preluate ca rote de către un laborator specializat. A scris Alintișe pe rețeaua de socializare. În Cluj există o rețea de circa 1200 de kilometri de drumuri județene. Pentru modernizarea a 500 de kilometri din această rețea, Consiliul Județean s-a îndătorat cu 50 de milioane de euro, bani împrumutați încă din anul 2016. Creditul a fost contractat pe o perioadă de 12 ani.